De sâmbătă, a șasea zi în greva foamei, protestatarii au început să se simtă din ce în ce mai rău. Trei dintre ei au fost preluați de ambulanță și transportați la spital. Sorin Păducel, Vasile Basarabă și Ovidiu Priporeanu au ajuns la spital, iar medicii le-au recomandat să renunțe la protest. Deci pacientul este stabil hemodinamic și respirator, are acuze digestive cu hipoglicemie, dar este stabil. E în curs de investigații. Are și o viroză respiratorie, o să vedem dacă necesită internare sau nu. Duminică, Ovidiu Priporeanu a ajuns la spital. El prezenta risc de infarct. Oamenii au solicitat prezența prefectului Gheorghe Paraschivu la fața locului, însă acesta i-a chemat la birou, menționând că nu-i permite programul să ajungă la greviști. Nu, ne pare rău că am ajuns să leșinăm și să strigăm programele domnului prefect sau miniștrilor. Ne pare rău că nu leșinăm pe Facebook, pentru că atunci am fi mult mai vizibil. Ne pare rău încă o dată că domnul prefect nu știe în județul Gorj că există o situație de criză. Ne pare rău că nu contăm pentru acești oameni, dar domnule prefect, aveți o responsabilitate, iar dacă ați ajuns pe funcția de prefect, trebuie să o luați în primire. Și viața acestor oameni și viața tuturor gorjenilor este în mâinile noastre în acest moment. Și sunteți responsabili de orice se va întâmpla aici. Așa că v-aș ruga să vă revizuiți programul și, în primul rând, atitudinea față de viața cetățenilor din județul Gorj. Prefectul nu-și face timp pentru noi, nu-și face timp prefectul, nu-și face timp ministrul, nu-și face timp absolut nimeni din țara aceasta. Vreau să transmit un singur lucru. Nimeni nu-și poate permite în țara aceasta să sacrifice viața și numai a unui singur român. Dar după cât se pare, există interese atât de mari ale fondului proprietatea transpuse în practică prin Ministerul Energiei, în care sunt dispuse să fie sacrificate viețile oamenilor. Vor să ajungem și noi al doilea colectiv aici, deja e primul semnal cu colegul nostru care a plecat în drum spre spital. A fost un șoc, era în mașină, a fost un șoc, am venit ceva, nu știu, domnule, probabil a ficat la stomac, a venit în gât și rămâne fără aer. Vorbesc serios, le duc o mână în mușă, e povestit la colegi, dar mă feresc, n-au dat nevasta. Să nu-i grijorez. Nu știu. În cele din urmă, cei 15 sindicaliști au renunțat la protest după ce au semnat un protocol cu administrația.